dimineața și bine v-am regăsit, prieteni. Suntem în drum spre o nouă partidă de pescuit în dimineața asta. După ceva timp, vreo două săptămâni, am hotărât să plecăm din nou la pescuit. Vremea, ce-i drept, este cam urâtă. Plouă afară. O temperatură destul de plăcută, așa ca să zic, vreo 10 grade. Dar ținând cont de faptul că suntem în 12 decembrie, nu putem avea pretenții la mai mult. Așa că mergem să pescuim, mergem să ne relaxăm. Pe lacul Tâncăpești. Activitatea e destul de slăbuță, dar nu ne văităm, avem până la ora asta fiind aproape 12, avem un crab, un caras și două plătici. Este o activitate destul de bună. Ținând cont că suntem în luna decembrie. Astăzi am ales să pescuiesc cu CMB verde, în combinație cu nada de usturoi, nada bej. Am făcut un amestec de 50-50. Trăsăturile au început să apară după primele 20 de minute. Niște trăsături foarte anemice. De altfel, este normal pentru că apa e foarte rece. De 5 minute am introdus și a doua lansetă. Am hotărât să lansez puțin mai în larg. Cu prima lansetă, cu cea din dreapta, pescuiesc în apropiere, undeva în 30 de metri. Iar cu cea din stânga, la vreo 50-60 de metri. Un lucru foarte bun de ținut cont este faptul că apa este foarte scăzută. După cum vedeți, eu sunt undeva jos, deci sub nivelul gardului, care de obicei aici la Tâncăpești malul este sus. Locul de pescuit este de sus, nu de aici de jos. A început să bată un pic și vântul, câteva valuri. Asta ne-ar putea ajuta. La cârlig folosesc mămeliul de ADP. Am început dimineața cu citrice, ciocolată, cele portocalii. Iar acum am schimbat pe niște mameli pe care le-am în test, bicolore. Am avut prima captură cu ele, un caras frumos. Iată că a ieșit și soarele, incredibil, dar adevărat. Simte foarte bine. Sperăm să se intensifice puțin și activitatea peștilor. Lansăm o dată. Vreo
Carlos Galben. Cârligul este un Guru QM1, mărimea 16. Ceva, David? Iată, nada verde, în combinație cu nada bej. Aici pescuesc un pic mai agresiv, ca să zic așa, pentru perioada asta. Am un pic mai mare, dar am lăsat-o pentru că vreau să aștept un pește mai mare cu asta din stânga. Este un cârlig mărimea 10 de la Corum, specialist, la cârlig de spin am Grammy Wafters pește squid, mărimea 8. Lanseta este un sport exclusiv 4.20, greutate 200 de grame. Perioada asta rece e foarte important să pescuim cât mai fin. Eu sunt adeptul fineții. În momentul când începe deja tuna să răcească, din toamnă până în primăvară, dacă mai am partidă de pescuit, dacă mai am ieșiri, aleg să pescuesc cu forfac foarte subțire. De obicei folosesc fir textil de la Evos, 016 018. Iată, ăsta este. Este un fir relativ bun. Mi-a dat rezultate de foarte multe ori. Folosesc varianta 12X. Ce înseamnă asta? 12X înseamnă că completitura este făcută în 12 fibre. Mai există și varianta de 8X. Se folosește de cele mai multe ori pentru înaintaș. Trei țacuri una după alta. Cred că e carasa asta care trage. A tras, a lăsat. A venit și primul crab. Ziua de azi, la mine, de la David, a venit mai de dimineață. Poate să duce dreapta.
timpul de așteptare, cred că undeva peste 40 de minute. Un tunel frumos. Să vedem ce se întâmplă dacă mai apar trăsături. Cum abordez eu o partidă de pescuit în sezonul rece? Am cele mai multe partide făcute pe lacuri în sezonul rece și cred că este foarte important atunci când pescuim iarna, în primul rând finețea, în al doilea rând nada și în al treilea rând zona de pescuit. Finețea este unul dintre lucrurile pe care le aleg de cele mai multe ori în sezonul rece, deoarece peștii sunt foarte reticenți, trăsăturile sunt foarte anemice și apetitul lor fiind scăzut, automat trăsăturile sunt semnalizate mult mai slab. Al doilea lucru, nada. Nada trebuie să fie săracă în uleiuri, deoarece știm cu toții că afectează mecanica nadei și prezentarea în momentul când folosim o nadă bogată în uleiuri în sezonul rece. Am ales să pescuiesc cu nada bej în combinație cu nada verde de la CMB. Nada bej este o nadă slabă în uleiuri, în schimb nada verde este un pic mai grasă, dar asta nu m-a împiedicat să am o prezentare corectă la mâneală, de metod, deoarece am pus o cantitate mai mică de nadă verde. De obicei folosesc 50-50, astăzi cred că am folosit undeva 70-30, 70 nadă verde și 30 nadă verde. Al treilea factor despre care vă spuneam, zona și localizarea peștilor este foarte importantă, deoarece trebuie să ținem cont de faptul că peștii în această perioadă sunt cantonați în zonele lor de confort, în zone unde adâncimea apei este destul de mare, caută apa adâncă, zone în care le oferă lor protecție, pot fi și praguri, pot fi și gropi, de aceea este bine să căutăm peștii, ca să zic așa. Pe bălțile pe care nu le cunosc încep o sondare, nu este cazul aici la Târcăbuști, pentru că știu că
aici nu sunt structuri pe partea asta. Singurul loc, singurul mod de a găsi pești este pescuit la intercepție, după părerea mea. Eu asta am abordat azi cu o lansetă, cu cealaltă am pescuit la punct fix, dar e clar că după primii trei pești s-a tăiat și automat asta mi-a arătat faptul că peștii nu circulă așa cum ar trebui datorită bioritmului lor destul de scăzut în perioada asta. Ca și concluzie, este foarte bine să avem finețe, să avem o nadă săracă în uleiuri și în al treilea rând să localizăm corect peștii. A venit un peștișor. După mai mult timp, ce-i drept, am dat puțin mai în dreapta, pentru că mi se tăiase vadul. În aceeași distanță, un pic mai în dreapta, a venit un ciortănel. Gummy wafter pe alb, ciocolată albă. Asta o să le eliberăm. Da, uite că am schimbat un pic zona. Ce să zic, am o jumătate de metru, un metru m-am dus mai în dreapta și aș și vedem trăsătura. Deci contează mult să ne mișcăm un pic totuși stânga-dreapta, un metru, doi, pentru că e posibil ca peștii se mute. Ceea ce mi s-a și întâmplat de altfel. Să schimbă în mod intenționat, da? Dar pur și simplu asta am la mine. Am consumat ce am avut. Am plecat pe grabă dimineață și am uitat bacurile nada acasă, acum folosesc direct la atacă, n-am încotro. Poate vă întrebați de ce folosesc alea. Nu am în ce să plac nada. Se mai întâmplă.
cred că o plătită sau un caras, dar este pește. Orice pește ne bucură în perioada asta. E un caras o dată asta. De jos. Încheiem și partida de azi. Slăbuță în ultima jumătate de oră, n-am mai prins decât o singură plătită mai îmbrăcată. În rest, pauză totală. În schimb, David se distrează la șalău. A luat un șalău foarte frumos. Se distrează la răpitor. Până o să arunc ultima... O să dau ultima lansare. Scot la seta, ce să vezi? Trapa a plecat cu ea. Și doi cărășei pentru o saramură mică.